Așa arată cheia. Două butoane, închidere-deschidere și cheie mecanică, nu este pliabilă. Probabil că în viitor o să vedem și chei pliabile. Contactul este aici. Avem două poziții, accesorii în care pornește sistemul audio și poziția de contact. Apoi din poziția de contact se poate porni motorul. Ce merită menționat la poziția de accesorii, că în poziția de accesorii, așa cum și înainte era la gama Dacia, funcționează ventilatorul climatizării. Lucru despre care n-aș putea spune că e un dezavantaj, ci în anumite condiții poate să fie chiar un avantaj. Să vedem și ce se întâmplă când punem contactul. Două observații am referitoare la ceasurile de bord. Pe lângă faptul că arată excelent, da, deci ultramodern, exact ca într-un Renault, practic. Nici de cum nu ai ghici dacă ai face o poză cu ceasurile, că asta e o mașină totuși low cost, marca Dacia. Progresul este semnificativ. Deci acele două observații sunt: unul, că turometrul nu are zonă roșie și, așa cum am mai spus, da, ok, înțeleg conceptul de low cost, însă acest lucru este deranjant pentru o mare parte a șoferilor. Nu toată lumea știe că mașina are cuplu la o anumită turație și puterea la o anumită turație. Sunt pur și simplu oameni care habar n-au, se urcă, știu că trebuie să bage cheia în contact și că poate să se ducă cu motorul până la zona roșie. Neavând zonă roșie, e deranjant. Eu înțeleg că măsura low cost vine din faptul că poți folosi același turometru și la versiunile pe benzină și la versiunile diesel, fără să faci modificări, dar totuși, o dungă roșie undeva la 4000 de rotații pe minut, cred că nu era mare cost. Și o a doua chestiune care, iarăși zic că este deranjantă, absența indicatorului de temperatura motorului. Sigur, există și mărci care au modele care costă poate de 10 ori mai mult decât acest Logi, la care lipsește indicatorul de temperatură a motorului, dar nu poate să fie asta o justificare. Mai ales că Dacia l-a avut până acum și era acel indicator digital foarte interesant, care mie întotdeauna mi-a plăcut. De ce spun că dispariția acestui indicator deranjează? Da, înțeleg, mașinile au ajuns la un anume nivel, sistemele de comandă și control ale motorului sunt atât de sofisticate încât ai putea crede la prima vedere că nu mai ai nevoie de un astfel de sistem, că motorul, dacă se va supraîncălzi, o să ți se aprindă un bec în bord și o să spună: ai grijă că s-a supraîncălzit, oprește-l sau stop sau ceva. Însă, acel indicator de temperatură a motorului avea și altă utilitate, în afară de posibila semnalizare a unei defectări. Te ajuta să știi când motorul este cald și când motorul este rece. Bine știut fiind de multă lume că în momentul în care motorul este rece, ai nevoie de o exploatare mai cu grijă, deci o exploatare corespunzătoare. Nu ai niciun fel de indicator aici al faptului că motorul este rece. Dau exemplu încă o dată Honda, care, deși are modele cum este Jazz-ul sau alte modele asemănătoare, la care nu există indicator de temperatură a motorului, totuși în momentul în care motorul este rece și îl pornești, ai undeva un indicator albastru cu un semn de temperatură, care pentru 3, 4, 7 minute cât durează încălzirea motorului la o temperatură considerată de regim, ai acel indicator aprins. Deci eu zic că este o greșeală din partea Dacia că au renunțat la acest indicator, indiferent cât de sofisticat este motorul DCI, indiferent cât de sofisticate sunt sistemele,
Pentru șoferul obișnuit era util un indicator de temperatură a motorului. La partea de lucruri pozitive privind ceasurile de bord, observ că avem un computer de bord totuși quasi complet, cu funcțiile consum mediu, consum instantaneu vizibil în timpul mersului, distanță până la realimentare, distanța parcursă, viteza medie. Aici avem odometru, deci kilometrii vehiculului și un trip plus, așa cum se observă, indicarea exactă a cantității de combustibil consumate pe parcursul deja efectuat, după care intrăm din nou în consumul mediu. Să vorbim și despre acest sistem interesant de navigație audio și telefonie. Observăm că este marca LG, iar un lucru de mândrie, zic eu, pentru Dacia, adică nu avem vreo chinezărie sau ceva, ci un sistem de foarte bună calitate mi s-a părut. În momentul în care îl oprim, observăm că pe display rămâne un ceas de mari dimensiuni, îl pornim din nou. Meniul Home cu funcțiile care se văd. O să încep cu setările și o să vi le arăt repede pe toate. Observăm inclusiv o funcție de volum în funcție de viteză. Iată ce frumos se pot aranja setările de sunet. Deci asta a fost meniul setări. Radio. Foarte ușor de folosit, așa cum se vede FM AM. Se poate căuta sau schimba postul folosind fie aceste butoane, fie direct cele de pe satelitul de comandă aflat în spatele volanului. Le putem vedea și listă, posturile de radio, presetări. Foarte, foarte comod și îmi place enorm la acest sistem faptul că toate aceste zone de comandă sunt de mari dimensiuni. Deci poți să le nimerești fără nicio problemă, fără posibilitatea de a greși. Sensibilitatea sistemului e destul de ok. Setările pentru radio. Astea ar fi. Revenim în home. Dacă introducem ceva în mufa USB sau în cea audio, am putea avea acces la ele prin acest media. Nu avem un telefon conectat. Harta sistemului de navigație o să încercăm să o prezentăm mai bine în mers. Să vedem opțiunile. Sistemul de navigație.
setări vocale. Foarte ușor de folosit, așa cum se observă, chiar și pentru mine care nu prea sunt fan al sistemelor de navigație. Dacă mă întrebați pe mine, unul dintre cele mai bune sisteme pe care le-am întâlnit, bune și pentru un începător și pentru un profesionist sau pentru un fan. Absolut. Deci cam așa arată sistemul. Și nu se aude deloc rău. Adică se aude mult mai bine decât mă așteptam să văd de la un astfel de vehicul. Iată cum se aude pe radio. Excelent, fără distorsiuni, o calitate superbă a sistemului audio. Prepare to turn right after 800 meters. Prepare to turn right after 300 meters. Take the next right. Take the next right. Drive for 5.8 kilometers. Prepared to go over the roundabout after 800 meters. Prepared to go over the roundabout after 300 meters, taking the first exit. After 100 meters, go over the roundabout, taking the first exit. Go over the roundabout, taking the first exit. Take the second right. Prepared to turn right after 600 meters.
Așa arată bordul având luminile de poziție stinse, deci practic când ai motorul pornit, asta e ceea ce se vedea prin display-ul sistemului de navigație și computerul de bord, plus luminile de zi, foarte important, mașina vine și cu lumini de zi. În momentul în care aprindem luminile de poziție, vedem bordul, așa cum arată. Foarte elegant, zic eu, mie îmi place. Adică, într-adevăr, nu am ce să-i reproșez la nivel de cum arată noaptea. Totul luminat așa cum trebuie. Avem ca și comenzi neluminate doar acel plus și minus de pe volan pentru limitatorul de viteză și comenzile pentru geamurile electrice sau cele de reglare a oglinzilor. Deci mai mult parcă mi se pare că mă deranjează faptul că nu sunt luminate comenzile pentru geamuri. Nu înțeleg de ce, ar fi arătat superb. În fine, deci asta ca să știți, deci comenzile pentru reglajul oglinzilor retrovizoare, comenzile pentru geamurile electrice față spate și comenzile de pe volan nu sunt luminate. Păcat pentru cele de pe fața de portiera a șoferului, ar fi fost interesant dacă erau luminate. În rest însă, bordul, datorită și acestui display de mari dimensiuni, foarte mare, adică e un display de nota 10, deci merita, acest display LG îl puteai pune pe practic orice mașină cu pretenții și nu ți era rușine. Deci în privința asta, dacă ne putem lăuda cu ceva la acest Logi, într-adevăr cu sistemul ăsta, chiar este de nota 100. Nu am un sistem separat de reglarea intensității luminii bordului, dar nu mă deranjează. Ăsta e un alt aspect important, deci să nu credeți că m-a plătit cineva de la Dacia să încerc să îmblânzesc mașina asta. Pur și simplu nu mă deranjează, deci nu are o intensitate lumina care să mă deranjeze în așa fel încât să simt nevoia să o fac mai mică. Iar dacă cumva display-ul deranjează, avem funcția dark aici, din care îl putem întuneca în așa fel încât să arate așa cum se vede. Și deci practic nu mai ești deranjat în timp ce conduci. În rest, comenzile se văd foarte elegant, foarte totul în regulă. Plafonierele sunt cele clasice, bine cunoscute, nu mai insist asupra lor. Avem inclusiv temporizare la închiderea portierei și acea întârziere la stingerea plafonierei, lucru interesant. Dacă deschidem portiera, o să vedem pe bord un semn. Deci avem o indicare generică a deschiderii unei portiere, nu individuală. Am lăsat motorul pornit pe tot parcursul prezentării acesteia de noapte, ca să vă dați seama și de nivelul sonor la relanti. Deloc deranjant, se simte că e un diesel, însă bine insonorizat, sincer, față de cum era Loganul odată. Observăm că pe lumini de poziție nu avem un indicator separat pentru lumini. Faza scurtă, faza lungă, foarte corect până aici. Faruri de ceață, stop sau stopuri de ceață. Deci toate așa cum se observă, grupate exact în locul în care privirea șoferului cade invariabil acolo la vitezometru.
senzorii de parcare sunt doar cu avertizare acustică. La introducerea în mersul înapoi se aude un sunet. Și apoi reacționează cam așa. Iată și un 0-100. O să încerc să plec mai ușor pentru că pierde aderența foarte rapid datorită cuplului mare. Așa cum s-a observat, chiar și la 2000 de rotații pe minut pierde aderența foarte ușor. Foarte bine accelerează mașina, de altfel și timpul dat de constructor este undeva la 11,6 secunde, dacă nu mă înșel, adică mult superior competitorilor direcți. Cred că este printre cei mai buni timp de accelerare la un astfel de monovolum cu 7 locuri. Contribuie la asta și cutia excelent etajată, dar și masa caroseriei, deci avem o mașină relativ ușoară. Însă eu zic că mai ales cutia de viteze excelentă. Iată turațiile în diferite trepte de viteză. Treapta a treia la 80 de km pe oră, aproximativ 3000 și un pic de rotații pe minut, 3050 să zicem. Treapta a patra tot la 80 de km pe oră, aproximativ 2100 rotații pe minut. Treapta a cincea tot la 80 de km pe oră, aproximativ 1600 de rotații pe minut. Și treapta a șasea la 80 de km pe oră, circa 1400 rotații pe minut. Revin în treapta a treia, mergem către 100 de km pe oră. Și observăm că în treapta a treia la 100 de km pe oră avem circa 3900 rotații pe minut. Observați că nivelul sonor nu este foarte ridicat, deci o insonorizare foarte bună a motorului. Treapta a patra tot la 100 de km pe oră, aproximativ 2600 de rotații pe minut. Treapta a cincea în jur de 2000 de rotații pe minut. Și treapta a șasea la 100 de km pe oră, circa 1700-1800 de rotații pe minut. Nici nu-mi dau seama foarte exact, în jur de 1750. Cam așa ar arăta. Treapta a patra, mergem către 130 de km pe oră. Și observăm că avem 3500 de rotații pe minut în treapta a patra, 2600 rotații pe minut în treapta a cincea și doar 2250 de rotații pe minut în treapta a șasea. Din păcate am prins niște denivelări și probabil că nu se vede foarte clar. Repet, 130 de km pe oră în treapta a șasea, aproximativ 2250 de rotații pe minut. Nivel sonor bun, zic eu, din partea motorului nu aud zgomote deranjante, zgomote însă importante la vânt. Din punctul meu de vedere, probabil că și din cauza acestor deflectoare care sunt puse la geamurile față. Dacă tot suntem la 130 de km pe oră, o să ne ocupăm un pic și de consum. Așadar, neavând cruise control, o să încerc să țin cât mai constant pedala de accelerație.
la 130 de km pe oră pe ceas. Consumul oscilează undeva între 6,8-7,5 litri la 100 de km, ceea ce nu e deloc rău. Eu zic că este foarte bine, excelent, mai ales că și turația motorului este scăzută. De obicei pe la 130 de km pe oră cam 2500 de rotații pe minut. Are o cutie cu 6 rapoarte. Dar aici la Logi văd că avem o turație totuși scăzută, deci o treaptă a 6-a probabil ceva mai lungă. Foarte bună la rularea cu viteze de croazieră mai mari. Așadar, pe undeva pe 6,8, maxim 7,5 la 130 de km pe oră, excelent, excelent din punctul meu de vedere. Reduc la 120 de km pe oră. Încerc să țin constant viteza. Și observăm că deja consumul este undeva în jur de 6 litri la 100 de kilometri, la 120 de kilometri pe oră. Un indicator al calității motorului, pentru că nu cred eu că această caroserie de Logi să aibă un coeficient aerodinamic ieșit din comun. Dimpotrivă, deci o dovadă a faptului că motorul este foarte eficient și performant în combinație cu această cutie de viteze cu 6 rapoarte. Să mergem și la 110 km pe oră. Consumul se duce undeva sub 5 litri la 100 de km. Din păcate sunt nevoit să frânez. Revin la 110 km pe oră. În treapta 6-a. Încerc să o stabilizez. Observăm că relaxat stă sub 6 litri la 100 de km. Deci cam asta este media dacă ai răbdarea să o ții la 100 de km pe oră. Între 5 și 6% este consumul.